Asta este vernisajul celei de-a patra ediții de concurs de artă în spațiul public, Orașul Vizibil. Este făcut de fundația noastră, Fundația Altart, care e membru a Fabricii de Pensule. Din anul ăsta ne-am parteneriat cu proiectul european Create to Connect, așa că 4 ani, tot în cadrul acestui proiect european, o să ne desfășurăm fiecare an vernisajele. Acum ne aflăm la lucrarea numită Dialoguri Armonice, poeană muzicală făcută de grupul Cercul Întreg, aici de față Bogdan Dracoța, dar mai sunt și ceilalți undeva. Adi, pe flyer puteți să le vedeți pe toate, fiecare are adresa, așa că puteți să mergeți să-i filmați. Anul ăsta ne-am bucurat foarte tare să ieșim într-adevăr în întreg orașul. Anul ăsta deja am pătruns în cartiere, avem lucrări în mănășturi, prin garaje, o să vedeți mesajul tău aici, creat de pe periferia. Avem pe Adi Dohotaru, care o săltat grațios peste grămezi de garduri ca să demonstreze transgresabilitatea gardurilor. Iarăși avem un focus social pe vânzătorii ambulanți din piață, pe homeless, avem un sistem întreg, sistemul internațional al homeless-ilor, al boschetarilor, cum își semnalizează, unde se primește mâncare, unde se poate lucra. Avem baloanele lui Cristina Curcan, care tocmai s-au scăpat în aer, dar mai aducem, că avem în plan vreo 500 de bucăți. De asta am vorbit. Îl avem pe poetul Iosef Fotila, indiferent cine e poetul, o statuie în parc, acoperit cu mușchi, o să crească mușchi fain peste el. Avem un autobuz, linia 8, care este transformat în grădină mobilă. Și iarăși, adică e cu plante, cu verdeață, cu tot ce vrei, adică când intri în autobuz, ești într-o grădină. Linia 8. Probabil zilele astea o să schimbăm și pe... asta întrebați pe primarul. Mai mulțele mici. Bun, și conceptul din anul ăsta, și cu asta închei, este... Deci conceptul din anul ăsta este adoptarea spațiului public. Este să vedem în ce măsură comunitatea poate să participe activ la asumarea lucrării, la încorporarea posibilităților date de lucrare în viața lor cotidiană. Ne bucurăm tare, iau zi mare, anul viitor o să facem și mai lată. Și inversul vorbim să și poate, și poate încă o chestie care merită spusă. Noi, cu Cercul Întreg, nu e prima dată că desfășurăm activitatea aici, în piața muzeului. Am organizat mai des cercuri de capoeira tradițională, am avut pe vara asta, destul de des, în zile de luni seară, cercuri deschise de muzică, jam session-uri deschise, la care să vină cine dorește să cânte și să facem spațiu, un picuț, spațiu public un picuț mai viu. De multiple ori era să luăm amendă, deși nu am făcut aici chestia ca să luăm bani sau ca să ne îmbogățim. Ne plătim noi taxiul, ne bucurăm dacă contribuie lumea să putem să ne plătim taxiurile dus-întors, dar mi s-a părut destul de trist până acum că mai ales jandarmii, chiar și înainte de ora de liniște, au intervenit foarte des peste noi și nu există o atitudine din asta care vrea să reducă multe la tăcere în oraș, din manifestările frumoase, zic eu, muzicale. Și sper să se schimbe lucrul ăsta pe viitor, să facem Cluj un picuț mai vibrant. Așa. Ce părere aveți? Eu sunt... Da. Haideți să ne întoarcem. Cu domnul Litan, că jandarmerea nu e la mine. Orașul Vizibil, eu cred că este un proiect... Da. Da. Eu cred că acest proiect, Orașul Vizibil, este un proiect, cred, unic în România. E un proiect care arată forța artistică și creativă a acestui oraș. Avem oameni cu talent, oameni care dau tendința în acest secol în artă și care trebuie respectați. Și mă bucură faptul că au coborât printre oameni, au coborât în oraș cu arta și cu modul lor de expresie. Cred că deja clujenii au primit și se simt ca acasă, iar noi ne simțim bine alături de ei. Asemenea, manifestări îți întăresc sentimentul de libertate și creativitate și îți dau cu adevărat posibilitatea să te simți om din toate punctele de vedere. Ești un om liber, prin spirit, prin minte și prin creativitate. Îi felicit și le urez bun venit în oraș, în continuare. Bun. Felicitări!